Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Ieri am vorbit despre turism, astăzi într-un fel tot despre turism vorbim. Va avea loc în weekend un eveniment în care sunt invitați foarte mulți oameni din afara Iașului. Este vorba despre un eveniment pentru pasionații de rock și de motoare. Este vorba despre East Romanian Bike Week, care are loc între 17 și 19 iunie la Iași. Este a 5-a ediție. Discutăm împreună cu Cătălin Trofinov, care este membru și secretar MC Trust și se ocupă cu organizarea evenimentului. Bună ziua! Da. Bine ai venit! Câți invitați urmează să vină la acest... Numărul invitaților este o surpriză și pentru noi în fiecare an. Am avut ani în care am avut și 200 de oameni și am avut și, acum a fost anul trecut, am avut peste 800 și ceva de oameni. Noi sperăm ca anul ăsta să depășim fantastica și magica cifră de număr de 1000. Și cu cât mai mult, cu atât mai bine. Locația este oricum destul de mare încât foarte mulți oameni. Hai să vorbim de ce faceți acest eveniment. Pentru ceilalți, nu doar pentru pasionații de motoare, pentru că acolo e clar de ce îl faceți, dar pentru toată lumea să se înțeleagă câteva din motivațiile voastre. Evenimentul ăsta a pornit dintr-o fantezie a noastră. Mergând mulți ani prin țară cu motoarele pe la tot felul de evenimente și întâlniri de genul ăsta, ne-am hotărât să facem și noi. A pornit ca ceva mic, ca o chestie în familie, ca un exercițiu și am ajuns la nivelul ăsta care e, la noi, tot o chestie mică, dar oricum e mult mai mare față de primul eveniment care eram singuri acolo noi și cu niște baxuri de bere. Ce se întâmplă pe parcursul a 3 zile? Sau să creionăm ce se întâmplă pe parcursul uneia dintre zile, de exemplu, oricare. Chiar și parcursul a 3 zile, e impropriu spus 3 zile, că 17-19, duminică toată lumea nu mai vrea altceva decât să urci motor să plece acasă. De asta, dar nu, oricum e și duminică. Vinere, prima zi... Vine lumea, da, începe lumea să vină, mai puțin cei care încă mai bagă muncă. Frații și prietenii din țară, cam ar trebui să ajungă vineri seară, că tot ce se întâmplă mai frumos și mai, să zicem așa, neortodox, se întâmplă vineri seară, că sâmbătă lumea se pregătește plecare. Și vineri va fi, începând cu ora 7:30 sau vor începe concertele. Și cine vine la concert? Capul de afiș din ziua de vineri sunt băieții de la Bucovina, de aici, de la noi, din Iași. Și băieții de la Bronx din Târgu Mureș. Concertul, ți-am zis, începe la ora 7, până atunci lumea se acomodează, își ia o bere, pun cortul, se întâlnesc, se salută și socializează. De fapt, cam tot evenimentul ăsta nostru care îl facem e pe ideea de socializare. Că toată lumea care merge cu motorul are un stil aparte de a fi, că îi plac oamenii, îi place socializarea, îi place bere, îi place spiritul și alte motive și alte locuri în care se pot întâlni toți, în afară de astea, nu sunt. Doar la mormântări, dar ăla nu e un motiv. Care este publicul țintă pentru un astfel de eveniment? La cine? E greu să definești un public țintă pentru treaba asta, pentru că, da, aș vrea să vină și bunica, aș vrea să vină și bunicul cu nepoții, aș vrea să vină și tatăl, și mama, și fiul, și unchiul, și fratele, și motocicliști, și nemotocicliști. Da, nu pot să zic acum... Chiar cine aș vrea să nu vină. Dar toată lumea care place stilul ăsta de viață mai libertin, rock-ul, și e în stare să socializeze, că ăsta e cuvântul magic al evenimentului, e binevenit. Și pe ei îi targetăm. Care e, de exemplu, cel mai bătrân participant? Vorbeai despre bunici, bunicul, bunica. Da, cel mai bătrân participant din punct de vedere al motociclistului... E un tip de aici din Iași, dintr-un club prieten, și unul din băieții noștri din Oțelul Roșu. Chiar mă gândisem dintr-una din zilele astea la vârstele lor și m-am gândit, băie, dacă mă întreabă ceva, nu le spunem, că nu se care. Adică oamenii încearcă să mai păstreze ceva din tinerețe. Vin oameni de departe? Care e distanța cea mai mare de la care vine un participant? Distanța cea mai mare, greu să-ți spun în kilometri, pot să spun așa... Vin băieții din Germania, din München, din zona din Bavaria, cam. Și anul trecut au fost și anul ăsta vor fi, dar oricum, să zic, cea mai mare distanță parcursă de cineva până la noi e Hunea, de la Nordkap.
Să ne întoarcem puțin. Când a luat ființă acest festival? Nu e un fel de festival. Festivalul ăsta nostru e la 5-a ediție. El a existat de mai mulți ani sub o formă sau alta, că nu a existat sub denumirea asta de altceva, dar cred că în 2011 a fost prima când a ieșit cu denumirea asta. Restul a mai făcut weekenduri cu cluburi prieteni de aici, de capul nostru, așa, dar sub forma asta cât de cât organizată și masterizată într-un fel, cam asta, cam din 2011. Evenimentul din acest weekend va avea loc la Hamac, în apropierea Iașului. Există, am văzut că aveți și transport public pentru cine nu are motor. Locația e în Pietrărie. Exact. Chiar de ce ați ales această locație? Este a doua oară, cred că, dacă nu mă înșel, când o faceți acolo? Cred că a treia oară, nu asta. De ce ați ales această locație? E singura locație, cu părere de rău trebuie să o spunem, pe ea și cam singura locație care îți oferă cam tot ce îți poate dori un cetățean care coboară de pe motor. Pădure, baltă, liniște și loc de pus cortul. În altă parte e cam greu. Iar am găsit înțelegere și de la proprietari, de la organizatori și toate lucrurile se desfășoară ok. Adică toată lumea e mulțumită. E doar distracție sau se vorbește, de exemplu, și despre nemulțumirile pe care le au motocicliști în legătură cu modul în care e organizat traficul în România, în Iași? Asta e o poveste și o discuție pe lungă. Care o aveți oricum. Da. Oricum, odată cu evenimentul nostru, are o ședință mare de cluburi, cam toate cluburile moto din România ar trebui să ajungă sâmbătă după amiază în Iași și să avem o ședință în care cam astea sunt problemele puse în discuție și cam, dacă ai urmărit prin țară, cam toate evenimentele care se fac legate de motociclism este de conștientizare sau sunt de conștientizare a participanților la trafic. Și mai mult de atât, nu pot să faci, că nu pot să mă duc să-i întorc capul unui om să uite în oglindă. Pot doar din când în când să-i aduc aminte că mai suntem și noi pe stradă. Care e, de exemplu, cea mai mare nemulțumire sau cea mai des întâlnire a celor care merg pe motoare în legătură cu traficul? Faptul că nu se acordă prioritate, neatenția celor șoferi? Neatenția șoferilor și neacordarea de prioritate, și astea sunt chestii punctuale, adică se pot întâmpla oricui și eu am permis B și mi se întâmplă de câteva ori să mă acord. Exact. Una dintre cele mai periculoase faze care poate să existe pe drumurile noastre e calitatea drumurilor și inconștiența administratorilor. Adică tu te apuci să tai copaci pe marginea drumului și îl semnalizezi în 5 metri în curbă. Tu, administrator, intri și te apuci să reabilitezi un sector de drum și lași 5 cm de pietriș pe drum în curbă. Adică pot să mă feresc, aș putea să mă feresc de unul care nu-mi dă prioritate. Dar de pietriș în curbă sau de un stâlp în mijlocul drumului în curbă, mai greu. Deci, lucruri de care se plâng și șoferii de autoturisme, de exemplu. Starea infrastructurii. Odată cu ea vine, poți să educi, poți să civilizezi un participant la trafic, dar pietrișul nu poți să te apuci tu să-l curezi pe drum. Ne întoarcem puțin la eveniment. Ce concursuri aveți pregătiți? Uite, concursurile mai cam prins un pic, nu sunt eu organizator. Cam toate evenimentele astea au cam același specific de concursuri, care implică atât o participare umană, cât și participarea cu motocicleta. Sunt concursuri de mers încet, iei cu motocicleta și împingi, sau mergi încet sau împingi un butoi cu dibere și trebuie să ajungi undeva. Ce iar prinde foarte bine la public este prin sucârnațului, care îți imaginezi că nu-l prinde ăla, ci doar domnișoara din spatele motocicletei. Vom avea concursuri de băut bere, de cel mai zgomotos motor, cel mai customizat motor, trasul foare din echipe și acum pregătim ceva nou, să fie o surpriză, ceva legat de un crenvâș de un metru, dar mai multe nu știu nicio. Cum se împacă această pasiune pentru motoare, una specifică de altfel, care are particularitățile ei, cu viața de familie? Foarte greu.
Și se împacă foarte greu pentru că trebuie să împaci trei lucruri. Familia, jobul și pasiunea. Exact, și când vă urma să întrebi și de job. Și dacă la primele două nu poți renunța, pe locul 3 cade pasiunea pentru motoare, care de obicei de acolo încep să tai. Și încep să tai din timpul alocat, încep să tai din bani alocat și... Dar cei care, pe cei care îi vezi pe stradă mergând, să știi că fac eforturi ca să-și întrețină pasiunea asta. Și nu doar ei, toată familia. Nu e o pasiune ieftină. Dar nici o pasiune nu e ieftină, nici rahul nu e ieftin. Da, nu este o pasiune ieftină, pentru că trebuie să, în primul rând trebuie să-ți întreții motocicleta, să o ții la un nivel în care să ai siguranță în ea, mai ceva ca în mașină, că în mașină poți, dacă îți curi un rulment, mai merge, la motor nu. Trebuie să-ți întreții corpul, să fii cât de cât pregătit și mental și fizic și apoi trebuie să te întreții ca și vestimentație, că nu poți să mergi în tricou și șlapi. Sau poți să mergi bine, până pe copou și înapoi, dar până la Reșița nu mergi în tricou și șlapi. Și toate astea costă. Și cu jobul cum se împacă? Cu jobul... Cum credeți sau cum vă vedeți voi în priviți de ceilalți, în special, atunci când motocicliști lucrează în alte... A, bine, da, e... La birouri sau așa mai departe. Suntem... În alte spații. Vă zic ca ceva special așa, ceva deosebit, e ca și cum ai sta lângă un cântăreț. Băi, e ceva, face ceva diferit față de tine. Și probabil că, de fapt, cred că asta e esența multor lucruri. Apreciez un om care face ceva ce tu nu poți să faci. Sau ai vrea să faci și nu ai cum, sau poți să faci și nu ai cum. Un motociclist ajunge mai repede dintr-un loc în altul decât cu mașina? Depinde de distanță. Dacă s-o cotim de aici până la Târgu Frumos, da, ajunge mai repede. Dacă s-o cotești de aici până la Reșița, nu. Explică-ne puțin. Pentru că există această percepție că da, se ajunge mult mai repede, chiar dacă e distanța mai lungă. Nu ajunge. Sunt mai multe chestii de discutat. Dacă merge singur, poate. Dar dacă se merge în coloană, 2, 3, 4 motoare, în niciun caz nu ajunge mai repede. Și să spun de ce. Media pe mașină în România este de 60 km la oră. Un kilometru pe minut. Plus minus câteva. Pe motor, dacă respecti aceeași medie de viteză, și aici vorbim de respectarea regulilor de circulație, sigur, mai mult sau mai puțin, nu poți să mergi 7 ore în continuu pe motor. Și implicit, deci cu mașina nu se poate. Sau se poate, dar e iarăși la nu se respectă faci, regulile. Cu motorul nu poți să o faci. Chiar dacă vrei, nu poți să mergi 7 ore în continuu. Și trebuie să faci pe pas. Cel puțin o jumătate de oră să te dezmorțești, te plimbi, mai faci mai ceva, mai reglezi ceva la motor. Și de asta mersul cu motor pe distanțe lungi nu este mai rapid decât mersul cu mașina. De ce revin oamenii la acest festival anual? Pentru că există și această imagine. Pasionanții de motoare și de rock petrec des, oricum între ei, între comunități, de ce vin la o petrecere și mai mult? E greu de spus. Probabil dacă o să întreb câțiva în seara asta și o să spun. Părerea mea este că cei care sunt pasionați de motoare, ți-am zis, văd asta ca un must have. Restul oamenilor pe care noi îi așteptăm din Iași, cred că din lipsă de opțiuni aș vedea-o. Și bine, respectând specificul festivalului, au muzică, au atmosferă, au spațiu verde, au tot. Dar să zici că prefer să mă duc nu știu unde, în loc să mă duc la în pietrărie la motoare, e așa rar, știi? Eu cred că lumea vine pentru atmosferă. E destin să detașată. Și te mai uiți și vezi motoare? Noi să avem și... Am avut și anul trecut, dar anul ăsta să încercăm să-l punem mai bine în valoare. Avem un simulator de accidente. Da. E o chestie așa pe plan înclinat, care simulează un impact frontal la 20 de km sau 40, încerc scuze, nu mai țin minte. Te dă drumul de acolo pe plan înclinat, legat cu centură, cu un scaun și simți șocul. Și ăla, șocul, lasă-l încât să... Da, și ăla, în mintea ta, poți să-l amplifici sau să reduci funcție de viteza care crezi tu că o ai.
educativ. Vorbeam despre socializare și în fond probabil și de aceea vin oamenii aici. Vin oameni din cu motoare din Cluj, să spunem, vin la un astfel de eveniment. Da, vin, pentru că nu se întâlnesc des cu cei din Iași. Da. Și se leagă prietenii. Ei bun, asta vreau să vă întreb. Cum interacționează comunitatea moto din Iași cu celelalte comunități din România? Cum să spun, e un pic forțat să spui comunitatea moto din Iași, comunitatea moto din București, comunitatea moto din orice alt județ, pentru că pe ansamblu, fiind atât de puțini comparativ cu cei care, chiar cât de puțin, care au mașini, aproximație. Păi, nu știu, sunt înregistrate la registrul auto, nu știu, sunt câteva milioane de motociclete, deci și câteva, cred că un milion și ceva de motociclete, deci e foarte puțin, spre deosebire de toți ce asta e pe toată țara. Și fiind atât de puțin, e greu să ne mai și împărțim. Noi ne considerăm întreagă, toată țara, o comunitate moto. Că suntem în locații și orașe diferite, na, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Nu putem fi toți într-un singur loc. Dar ideile fiecăruia și spiritul care ne mână în toate lucrurile și în toate plimbările noastre, asta e. E mersul pe motor și întâlnitul și stat la povești. Sunt motocicliștii băieți răi? Este imaginea aceasta de rebel. Caratiștii sunt băieți răi și șoferii de autobuz pot să fie băieți răi. Sau de tir. Sau de tir, taximetriști, toți pot să fie băieți răi. Știi de ce întreb? Există această imagine, această percepție asupra comunității celor cu moto, care probabil e formată și după filme americane și așa mai departe. Nu, filmele americane sunt formate după realitate, deci din gând nu am inventat eroata. Având pasiunea asta, mersul, și tot timpul în România, ca și de altfel în toată lumea, mersul, în primul rând trebuie să-ți păzești tu spatele, trebuie să te uiți în oglinzi mai des decât ăla care e în spatele tău. Da, îți dă un mic așa înverșunare și că până la urmă te apăr pe tine și mai ales dacă mai mergi cu mama copiilor tăi în spate, ai de apărat vreo 3-4 persoane și da, poți în anumite situații să fii catalogat ca un băiat rău, dar asta nu se aplică în momentul în care stai la masă și bebe. Atunci n-ai ce să aperi. East Romania Bike Week, deci se începe mâine. Mâine vin invitații. Da, mâine începând cu ora 16-18, cam așa. Să sumarizăm pe scurt, pentru că ajungem la final. La ce să se aștepte cei care vin și cei care nu știu comunitatea voastră foarte bine, aceea de motocicliști? În mare, atmosferă frumoasă. Să sperăm că o să fie și o atmosferă caldă, să nu plouă. Odată cu apusul soarelui vor începe concerte și va fi muzică live. Muzică rock va fi pe tot parcursul evenimentului. Intrarea va fi cu bilete, pentru că nimic în lumea asta nu e gratis. Și cât costă un bilet? Biletul va fi 25 de lei pentru ambele zile. Asta însumând concertele de vineri seară și de sâmbătă seară, unde vom avea pe băieții de la Trooper, Wanted și o trupă de băieți foarte, foarte, foarte frumoși de a filarmonicii de aici din Iași. Și juniorii de la Iron Cross cu Andrei Cerbu, marele chitarist. Că, de fapt, e mic, dar e mare. Fel de Ștefan cel Mare. Și pe timpul zilei, în cursul zilei de sâmbătă, vor avea loc concursurile cu o grămadă de premii care m-aș noi surprinși, că toată lumea... Bine, noi ne așteptam la bani, sincer, dar dacă oamenii au vrut să ne dea uleiuri, că și toate alea, noi suntem foarte, foarte mulțumiți. Schimburi de ulei pentru motoare, căști, huse, e o listă întreagă cu premii și bere rece, care o să o pună la dispoziție locația de acolo. E o ultimă întrebare. Este greu de organizat un astfel de eveniment? Ce v-ați dori în plus? Ce ne-am dori în plus? Este greu, hai ca să spun pe șleau așa, singura problemă e problema financiară. Pentru că nimic nu este gratis. Vrei să crești, vrei să aduci trupe. Noi am vrut să facem anul ăsta o seară românească, o seară moldovenească. Să aducem trupe rock din România și trupe rock din Moldova.
punând prețurile lor și cheltuielile lor pe hârtie, n-a ieșit. Am căutat și sponsori. Aici și noi suntem un pic de lăsători, ne-am trezit cam târziu cu căutatul lor, dar asta e principala noastră problemă. E vorba de sponsori care nu trebuie să-mi dea mie bani. Trebuie să vreau de lăsă, bă, ce trupă îți place? Îți place Altenosfera? Hai, uite, eu îți ofer posibilitatea să o aduci aici, să o vezi. Asta e principala problemă. Mulțumesc frumos, Cătălin Trofinov, pentru acest dialog, membru și secretar al MC Trust și co-organizator, nu? Al East Romania Bike Week, care începe mâine, se termină duminică la Iași. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35. Seară liniștită!